La exact 2 săptămâni de la declanșarea campaniei electorale, vineri 20 mai, candidatul liberal la postul de primar al Giurgiului, Nicolae Florian, și liberalii aflați pe listele de consilieri municipali s-au întâlnit cu giurgiuvenii din Piața Orient, Bulevardul Sirenei și străzile Soarelui, Tudor Vladimirescu, Păcii și Vlad Țepeș. Cei care au ieșit în întâmpinarea echipei liberale au urat succes în alegeri deputatului Nicolae Florian și echipei sale. Bună ziua! Felicitări, ce să vă zic, să dea Dumnezeu că aveți bată la alegeri. Și ce să vă zic, succes în campania electorală. Cu respectul și multă sănătate și succes. Mulțumim, mulțumim mult! În alegeri! Să trăiți, bine v-am găsit! Să trăiți, vă pup! Ce faceți? Și eu vă pup! Bine! În parcul situat în Piața Orient, Nicolae Florian le-a expus celor prezenți cele mai importante măsuri cuprinse în programul alcătuit de liberal pentru soluționarea unor stringente probleme ale locuitorilor urbei după scrutinul din 5 iunie și câștigarea alegerilor. Reducerea cheltuielilor locale, rezolvarea problemelor de ordin medical, accesarea atentă a fondurilor europene prin proiecte eligibile și sporirea numărului locurilor de muncă s-au aflat printre temele expuse de candidatul liberal la postul de primar al Giurgiului. Ne gândim aici la două componente. Una, să reindustrializăm platforma chimică 1, să aducem o oțelărie acolo. Deja investitorii au venit, bate aproape 9 luni de zile la poarta orașului, iar acum sunt hotărâți, mai hotărâți ca oricând, să vină să facă această investiție la Giurgiu. De asemenea, să vorbim și de agricultură. În extravilanul localității municipiului nostru, trebuie să aducem o seră legumicolă pentru minim 15 hectare, care să ne aducă și iar locuri de muncă. Deci ce am spus până acum, cele trei obiective, la care se adaugă și altele, înseamnă multe sute de locuri de muncă, dacă nu poate chiar 1000 de locuri de muncă în plus. Nu pot să spun că vom aduce în Giurgiu 7000 de locuri de muncă, pentru că asta ar fi un ideal. Dumneavoastră știți foarte bine, Giurgiu în momentul ăsta are 13.500-14.000 de locuri de muncă în total. La rândul său, candidatul la funcția de consilier local, pilotul de aviație Adrian Anghelescu, a explicat celor prezenți de ce este valoroasă și nepătată echipa liberală și a subliniat necesitatea construcției de locuințe sociale. Primii 12 care vor intra și vor asigura majoritatea în cadrul primăriei nu au contracte cu statul și nu au fost abonați la robinetul banilor publici. Vă promit că vom iniția un program și vom construi 260 aproximativ de apartamente de locuințe sociale în primul an, urmând a finaliza în perioada mandatului de 4 ani aproximativ 1300 de locuințe sociale. Pe de altă parte, acestea n-ar însemna nimic fără crearea locurilor de muncă de care va vorbi domnul Florian Nicolae. N-are sens să vă mai vorbesc de rest, ci să vă asigur de cinstea tuturor colegilor mei care fac parte din echipa PNL, atât la județ cât și la primăria Giurgiu. Grija față de cei ce nu pot fi susținuți material pentru terminarea studiilor sau cea față de elevii supra-dotați care nu dispun în județ de centre de pregătire specială au fost alte probleme în dialog, ca și nemulțumirile unor giurgiuveni cu privire la modul în care sunt atribuite de către autorități ajutoarele financiare celor cu probleme grave de sănătate. Taxele și impozitele împovărătoare, ca și incompetența dintr-o serie de instituții giurgiuvene, au constituit alte teme ale dialogului avut de Florian Nicolae cu giurgiuveni. Taxele și impozitele foarte mari. Plăteam câteva zeci de lei la zi acolo, dar acum plătesc 2 milioane jumătate o dată. Nu e normal. E peste 1, 2, multă incompetență. La taxe și impozite, multă incompetență. Cele mai importante sugestii aduse de giurgiuveni în rezolvarea pe viitor a unor probleme de largă importanță pentru comunitate au fost notate de către liberali, iar Nicolae Florian i-a asigurat pe locuitorii cartierului vizitat că în fruntea echipei liberale va reuși rezolvarea doleanțelor întemeiate ale concitadinilor.